Eu sunt sigură că ea nu are pic de grăsime, dar astăzi ea are una dintre cele mai frumoase zile de naștere. De ce am două pahare cu vin spuman de la Priori? Pentru că astăzi este ziua de naștere a campioanei mondiale la lupte, cea care ne va reprezenta țara la Jocurile Olimpice din vară, din Tokyo 2020, fiind una dintre cele 6 sportive de la noi care va ajunge acolo. Recent a revenit și cu aurul de la campionatul european, printre senioare, o performanță uimitoare pentru noi. Vrem să-i spunem la mulți ani cele care își sărbătorește cea de-a 21-a zi de naștere, draga mea! Anastasia, bine ai venit să ciocnim această cupă de șampanie cu tine. Bine ai venit! Bine m-am găsit! Ce la mulți ani! Mulțumesc mult! 21 de ani are fata asta și atât a reușit deja să facă. Ia loc pe canapea. Aici, noi pentru tine am pregătit doar câteva dintre cupele pe care le ai. Ai venit tu cu ele, de fapt, și cu centura. Unde ții centura acasă? O mai porți? Ce o mai pui așa să te uiți în oglindă din când în când? Deci am acasă un dulap, nu știu, anume pentru toate medalele și ea are un loc acolo aparte pentru centurarea. Ești sportivă de performanță. Când ai început să faci sport? Am început să practic sportul practic 10 ani în urmă. Fratele meu, mai mare Dumitru, el m-a dus prima oară pe salteaua de lupte în satul meu de Baștedă. Sunt din Strășeni și de atunci s-a început dragostea aceasta de sport. Pentru o fată să știe să se apere este foarte important. Probabil din acest motiv ai ajuns sau te visai sportiv de performanță? Nu mă visam, de fapt nici nu mi-am imaginat vreodată că pot să ajung la aceste rezultate. Am început să practic luptele dintr-o glumă, nu știu, așa. Nici nu am știut că o să ajung așa departe. Și să ajungi la Olimpiadă. Da. E un lucru pe care cred că fiecare sportiv de performanță și-l dorește. Într-adevăr, așa este. Cred că visul fiecărui sportiv, inclusiv și a meu, este să ajung la Olimpiadă și nu doar vreau o medalie olimpică să obțin. Așa va fi, pentru că tu ești foarte muncitoare, cel puțin numai din acest an. Uite, văd acolo anul trecut, pentru că în anul ăsta, în două luni, nu prea reușești foarte multe să aduci. Minsk, să mai vedem și alte medalii. București, aici avem Slovacia. Germania. Mamă, de ce bine călătorești atâta? Aici ce avem? Aceasta este acum ultima recentă de la Roma, care am câștigat-o la seniori. Așa. Tu ești deja senior? Da, de la ce vârstă? Se începe de la 18 ani, adică se poate, dar foarte greu. Adică participantele de la 18 e cam greu să facă față. Să facă față, da. De obicei 20 încolo. Ai o relație frumoasă cu sportivele alături de care concurezi? Sau chiar e concurență de aia? Pe salteaua de luptă este concurență, fiecare dorește să câștige. Desigur că după competiții suntem prieteni, comunicăm, chiar și pe site-urile de socializare comunicăm. În cantonamente, când plecăm, ieșim la plimbare. Chiar mi-am făcut foarte mulți prieteni, datorită sportului anume. Pentru tine, te-am văzut recent într-o altă postură. Ai fost gazda unui eveniment sportiv de talie național. Cum te-ai simțit în rolul de prezentatoare? M-am simțit chiar foarte bine, pentru că au fost multe persoane care mă cunosc, care le cunosc și eu. A fost ceva nou pentru mine, am hotărât să încerc pentru a-mi depăși frica aceasta de sală, de scenă. Și am zis, de ce nu? Așa. Ați văzut acolo, la început am avut câteva imagini din cadrul acestui eveniment. Noi să vrem acum să le arătăm celor de acasă niște imagini cum ești tu în plină acțiune. Deci cum fata asta fină așa și cu mincioară, dă jos alte fete. Haideți să vedem momentele și de pe podium și din cadrul competițiilor. Nikita is the European champion 2020. There's a smile. The second she steps up, champion obviously happy, bronze medalist. Also, maybe not quite as satisfied.
the silver medalist, usually the least emotional or least happy, just coming off a loss. Când în ultimele 5 secunde, asta mi-a spus acum în timpul vizionării, ultimele 5 secunde decisive. Da, într-adevăr, așa este. Toată lupta, adică practic pierdeam scor de 4-2 și în ultimele 10 secunde am reușit să întorc scorul și am câștigat 5-4. A fost, cred că, uimită și toată sala, inclusiv și... Sportul e surpriză și în sport cred că ajungi să prețuiești timpul. Uite, în câteva secunde, secundele sunt vitale și te delimitează dintre aur și argint. Într-adevăr, așa este. În sport, cred că fiecare, nu știu, la noi fiecare secundă contează, în atletism, acolo fiecare milisecundă contează, așa că trebuie să prețuim timpul. E minunat. E nevoie de recuperare după fiecare campionat sau competiție. Cum te alinți? Pentru că știu că, de fapt, voi sportivii nu prea aveți timp să mâncați tot ceea ce vreți, să dormiți cât voi vreți. Eu am ținut puțină categorie, chiar acum când am fost la Roma și de acolo îi zic mamei, mama, când vin acasă să-mi faci plăcinte și seamă că aveam așa pofte. Adică categorie, tu trebuie să intri în categoria de kilograme. Da, da. 50 și? Acum am participat la 59, dar de obicei în 57 mă lupt. Aha, și tu trebuie să slăbești? Da. Ca să intri în categoriile respective. Doamne, încă să mai pui și la dietă înainte. Adică nu destul când ai o grămadă de luptați, trebuie putere, dar încă tu ești pe dietă, trebuie să mai... Da, când slăbești, deja apare caracterul acolo. Aha, iată. Cine să meargă cu tine la Olimpiadă? Desigur, antrenorul meu, întâi de toate, domnul Tudor Cârlan, chiar aș vrea cu această ocazie, pentru că nu a avut posibilitatea să fie în platou. Da, trebuie să vină și el azi. Da, vreau să-i mulțumesc foarte mult pentru faptul că mă susține, mă încurajează, este mereu alături de mine și el o să fie prima persoană care o să meargă cu mine la Olimpiadă. Și o să fie cel care o să strige. Tatu, mai auzi ceva? Desigur. Din jur, în timp ce ești concentrată pe luptă. Cred că aud doar vocea antrenorului, pentru că are așa mari emoții că nu ai cum să nu le auzi. Dar uite, el îți spune ce tehnici să faci, ce lucruri sau numai hai? Nu, îmi spune, adică dintr-o parte el vede mai bine cum vede adversara, ce vrea să facă și îmi spune, Nastia, așa, că... și este o comunicație între noi bună. Vrem să îți mulțumim pentru că ai reușit să ajungi astăzi la noi. Avem o șampanie pentru tine de la Priori pentru ca să sărbătorești astăzi atât venirea ta la emisiune, cât și, de ce nu, performanțele pe care ai reușit să le faci până la această vârstă. La mulți ani! 21 de ani, campioană mondială. Sperăm cât de curând să vii pe canapeaua noastră și cu alt titlu, de campioană olimpică. Să dea Domnul.